Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscop. Ia că mă, pe mine, mă, în alt context, în alt decor, să spunem. Dragii mei din Zodia Rac sau cu ascendent în această zodie, haideți să vedem cum este posibil să fie săptămâna 30 martie, 5 aprilie pentru unii dintre voi, dragii mei. Și haideți să vedem care sunt cărțulile care au ieșit. Prima carte, pe primul rând, este Regina de Monede, urmată îndeaproape de cartea conflictelor și înfrângerilor. Că nu știam dacă scrie Defeat sau Retreat. Dumnezeule, și încheiată cu cartea disperării. Măi, dragii mei, a dat disperarea în voi. Dragii mei, nu trebuie să dea disperarea în voi că vin și vă ciufulesc. Că nu e nevoie, nu e cazul să dea disperarea în nimeni. Pe rândul din mijloc avem prima carte, Treiul de Băte, urmat de această carte a dezamăgirilor și încheiată cu această carte a de onoare înaltă. A onoare înaltă, așa se spunea. Știam eu că era ceva deștept. Pe ultimul rând avem Doiul de Cupe și anume această carte frumoasă a sufletelor pereche. Deci, dragii mei, nu vă pierdeți speranța, nu disperați, nu luați la pădure, că n-aveți de ce. Urmată la fel de îndeaproape de această carte a forței, a forței spirituale și încheiată cu această carte a căsătoriei, așa scrie pe ea, dar poate fi și a unei relații bine închegate de lungă durată. Ca și semnături energetice, în această săptămână avem următoarele cărți. Eliberare emoțională și această carte care spune slow but steady, încet, dar sigur, niște lucruri se așează, se întâmplă în viața voastră. Stați așa, revin, trebuie să ajung sub birou. Back. Bun, din partea amorului Ghebos, avem trei cărți pentru voi. Ofertă, dragii mei, ofertă. Prima carte este cartea flirtului, urmată de cartea atracției și încheiată cu această carte care spune this could be the one, această persoană ar putea să fie aleasa. Bun, și mergem mai departe și mergem mai departe și avem următoarele cărți din oracole. First chakra, prima chakra sau Arhanghelul Mihail este cu voi. Am observat că foarte multe cărți de arhanghele au ieșit pentru zodii în această săptămână. Era și nevoie de intervenția lor. Deci, pentru voi, Arhanghelul Mihail. Urmată îndeaproape de cartea victoriei. Urmată de energia feminină, de receptivitate, urmată de regina de chei, această femeie înțeleaptă, înțeleaptă, și urmată de această carte, Sweet Soul Rising, de ascensiune a sufletului, a spiritului, ce poate fi mai frumos. Iar mesajul din partea îngerilor pentru voi, dragii mei din Zodia Racului, vine de la Teresa. Haideți să vedem. Se pare că unii dintre voi, dragii mei, pe partea emoțională, flășc. Poate că ați suferit din cauza cuiva, din cauza unei relații. Poate v-ați pus acolo prea multe speranțe și lucrurile nu s-au întâmplat așa cum v-ați așteptat. Sau poate că ați spus, Doamne, dar pentru mine nu este nicio persoană, nu apare nimeni în viața mea, m-am săturat să fiu singur, m-am săturat, sau singură, da, m-am săturat să mai aștept. Deja apare, ați văzut, în trei cărți, Dumnezeule Mare, care vorbesc despre această stare de disperare, de izolare, de frustrare la urma urmei că ceva nu se întâmplă. Ba, dragii mei, o să vedeți voi că spre sfârșitul săptămânii, pentru unii dintre voi, se va întâmpla acest lucru. Partea foarte faină este că în această săptămână unii dintre voi, în ciuda acestei suferințe, în ciuda acestei disperări, să spunem, care v-a bântuit de ceva vreme, unii dintre voi vă scuturați așa și lăsați această tristețe în spate, lăsați această nebunală, această disperare, această suferință. Și spuneți, gata, până aici eu nu vreau să mai sufăr. Nu că aleg între două, nu aleg nici una din cele două variante pe care le cunosc, că le avechi.
Pur și simplu mă uit și caut o altă variantă nou-nouță, aștept lucruri noi din viitor. Din viitor. Mă uit în orizont și aștept ceva nou. Nu mai vreau nimic din ce a fost până acum. Nu vreau să mai reîncălzești ciorba pentru că știți și voi că nu este bună. Și plec. Plec din această situație pentru că nu vreau să mai sufăr foarte bine. Asta înseamnă coloană vertebrală, asta înseamnă onoare înaltă, bravo vouă, felicitări celor care au făcut acest lucru. Și pentru că ați făcut acest lucru, dragii mei, iată apare și această carte de forță spirituală. Pentru că ați avut această forță sau veți avea în această săptămână această forță de a trece peste această durere, de a lăsa în spate ceea ce nu vă mai este de folos, de a lăsa în spate această disperare și aceste răni sufletești. Ajungeți, așa cum am spus, la această forță spirituală, dar vreau să fiți atenți frumos să fiți atenți la această carte și să observați ce pictogramă faină este. Faptul că voi sunteți susținuți în această săptămână și nu numai în această săptămână, hai să fim serioși, de univers. Este ca și cum universul vine și ține deasupra ta acest tavan, să-i spunem, acest adăpost ca tu să te simți liber, să poți merge mai departe pe drumul tău. Ei, și pentru că se întâmplă toate aceste lucruri frumoase, pentru că tu în această săptămână renunți la a mai boci, renunți la a mai fi disperat din cauza unei situații sau unei persoane, ia că te faci loc în viața ta să apară cineva. Poate este o persoană pe care o cunoști deja. Poate ai întâlnit-o, poate ție dragă, poate, nu știu, poate. Până acum nu ai văzut-o pentru că erai prea ocupat, ocupată să plângi, erai prea ocupată să-ți pară rău că nu a mers cealaltă relație sau pur și simplu erai atât de închis și disperată că nu apare nimeni în viața ta, că nu mai vedeai stânga-dreapta. Ei, și acum parcă ți-aduce aminte, să spunem că ai întâlnit o persoană interesantă sau poate chiar ai să o întâlnești în această săptămână. Și avem aceste cărți care confirmă, da, avem Cartea Sufletelor Pereche, dar avem și aceste cărți de flirt, da, de atracție și cartea care spune că aceasta poate să fie persoana bună pentru voi. Cartea de atracție vorbește clar despre atracția între voi și această persoană, dar mai vorbește și despre faptul că în momentul în care începi să ai încredere în tine, începi să te ridici și să ai grijă de tine și să emane așa o energie de pozitivă și de forță, atunci ceilalți din jurul tău te percep foarte atractiv. Am încheiat citatul. Iar această persoană care posibil să vină în viața voastră va veni pentru o relație stabilă, adică să știți că poate duce și la căsătorie, dar nu știu dacă o să fie neapărat în această săptămână, că oricum nu aveți voi mai mult de 8 în biserică, ca să facem și niște bășcălie. Vrea o relație stabilă, adică nu este acea persoană de one night stand și hai să minimum, nu. E o persoană care vrea niște lucruri serioase. Haideți că m-am lălăit prea mult, ce voce suavă am. Bun, și v-am arătat cărțile, îl aveți pe Arhanghelul Mihail. Și vă rog foarte mult să lucrați cu el. În ce sens în această săptămână lucrați cu el și rugați-l să vină să facă acele tăieri de stringuri, să curețe toate acele atașamente pe care le-ați putea avea față de relațiile trecute, față de situațiile trecute. Nu degeaba a apărut în citirea voastră în această săptămână, apelați cu încredere la el. Dragii mei, clar se arată această carte a victoriei, deci această relație care urmează să vină în viața voastră este ceea ce trebuie să fie, credeți-mă. Aveți înțelepciunea necesară pentru că ați stat, ați suferit și ați hotărât să nu mai faceți acest lucru și ați învățat niște lucruri, niște chestii din relația anterioară, ceea ce vă duce în această energie a reginei de chei care privește, uitați-o zâmbind către viitor, știe ce are de făcut, a trecut printre atâtea încât nu mai intimidează anumite lucruri, știe foarte bine ce vrea și partea importantă este că și această persoană care intră în viața voastră știe la fel de bine ce vrea. Ce poate fi mai frumos? Trebuie doar să primiți din partea Universului această energie, această relație și să o lăsați să se manifeste, nu trebuie să faceți nimic altceva decât să stați în stare de recepție. Asta vi se spune.
Așa cum am spus, faceți un salt spiritual. Este a doua carte care vorbește despre acest lucru în această săptămână, pentru că ați luat această decizie de a nu mai plânge, pentru că v-ați schimbat vibrația prin această decizie, se face acest salt spiritual la un nivel superior. Bravo vouă, așa vreau să vă văd pe toți. Iar mesajul din partea îngerilor vine de la Teresa și Teresa vede, știe și vă spune așa: time out, este timpul să ai grijă și de tine. Se pare că unii dintre voi ați avut prea multă grijă de ceilalți din jurul vostru. Să nu-i supărați, să aibă tot ce au nevoie, să bla bla bla, să le faceți pe plac acolo. E momentul să aveți grijă de voi, că așa cum v-am spus, în momentul în care ai grijă de tine, în momentul în care ai încredere în tine și radiezi, devii foarte atrăgător, lumea te percepe ca o persoană puternică și atrăgătoare și atunci vine cine trebuie să vină. Dragii mei din Zodia Racului sau cu ascendent în această zodie, aceasta a fost citirea pentru voi pentru săptămâna 30 martie 5 aprilie 2020. Dragii mei, dacă ați rezonat cu ce am spus sau nu, aștept comenturile voastre în secțiunea de coment. Nu-i bomboană, e salivă. Dacă vreți să stăm de vorbă și în particular, că tot avem timp și nu avem ce face, veți găsi toate datele mele necesare în descrierea acestui videoclip, dragii mei. Și până data viitoare, când ne revedem, reauzim și reîntâlnim la Taroscop, vreau să știți că eu vă pup și vă iubesc.